Pavel. Ce e cu tine, frate? Pavel, ce faci, mă? Lasă-mă în pace. Ne pregăteai o bombă pentru mâine, a? Doar nu o să taci tot timpul. Cu ce te-a supărat viața de vrei să o pedepsești în halul ăsta? Hai că mie poți să-mi spui. Doar am fost colegi de redacție atâta timp, nu? Nu e mare să crezi. Ce să-ți spun? M-am săturat de viață și gata. Tot în jur e ca într-o ceață. Să n-ai despre ce să scrii. Cum așa, moșule, tu redactor cu experiență la Vremea și ai ajuns să-mi spui că nu mai ai ce să mai scrii? Păi chiar acum venea să te iau la un caz în Pantelimon. Și a tăiat unul venele, dacă trăiește, scriem 100 de rânduri. Dacă a murit, întrebăm pe vreo vecină și toți scoatem 30. Hai că așa se face, tu scrii una, eu scriu alta. Doar suntem prieteni, nu? Nici nu vreau să mai aud despre așa ceva. Atunci scrie despre orice altceva. Vezi pe unul că dă copiată într-un câine. Fă un apel la Brigitte Bardot. Sau scrie foieton și compară Parisul ei cu Parisul nostru. La noi sunt mai multe javre decât... Ce, ești nebun? Vrei să te omor pentru nimic? Dă-mi-o. Nu ți-o dau! Dă-mi-o! Măi, omule, nu te juca cu mine, dă-mi frânghie! Mitică, Mitică, dă-mi frânghia! Nu ți-o dau! Mai întâi vreau să știu ce gândești. Spune-mi și o să-ți fie mai ușor. Nu-ți dau niciun interviu. Uite-te, mă, la el. Eu-i vreau binele și el... Îmi arde mie de reportaj acum. Eu mă gândesc la tine, mă. Fă-mă să înțeleg. Ai tu vreun motiv? Până acum ai scris și era foarte bine. Și acum dintr-o dată nu mai vrei să scrii? Ce se întâmplă cu tine? Spune-mi! Hai că te cunosc eu. Îți plac zborurile largi. Dar să știi că probleme există și în lucrurile mărunte. Uite în coaja unui ou, de exemplu. Oul e simbolul fertilității, un semn sigur că țara trăiește bine. Poți să scrii o pagină cu bancuri despre ou, sau un articol despre originea vieții, poți să scrii orice. La fel, din coaja unui ou, se poate face jucărie în ostimă. Sau poate fi folosit ca îngrășământ natural la creșterea florilor de cameră. Și câte și mai câte. Dă-mi, te rog, frânghie. Vreau să mor. Stai, Pavele, ce faci? N-am nebunule, omoară-te dacă ești prost. Ieși. Te las, mă. Te las, mă, vezi că te las? Te las. Oh.